Iso. Whoa, let's get it. Whoa. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to block all my blessings. They thought I lost the snapping. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Sending emojis. I'm blowing a pack of that OG. Don't be acting like you know me. And if you did, that's the old me. Wintertime, rock a cold fleece. Pocket fat, that's obese. Only talking money if it's increased. She give me brain, girl, no teeth. I touch down, bust down. She bust it open for a real. Stay tommied up, trying to build it up. Trying to count it up, hill figures. Don't be chilling with no lil. And if I do, I be real with them. Chase a dream, that's a meal ticket. ISO gang, yeah, they still with us. I put it in motion, it got me steady. Thoughts on my mind, it's weighing heavy. Watch how I shine, tell them I'm ready. I'm hitting my stride, let's get to the Fetty. I was just sitting back watching them fold. Racks on me now, yeah, it's looking slow. I hold it down and I got my own. Keeping it grown, we back to the bone. Yo. Bine ați venit, Botoșan, București, Oradea, Arad, Sibiu, toată lumea. Haideți să vedem cine e cu mine pe chat. Îl avem acolo pe Milan, Ionut, Zaharia. Simion zice că a fost primul, fiți atenți. Simion zice că a fost primul. David, Andrei, Ștefan, Mateo. Toată lumea pregătită. Deci uitați-vă și voi deja să fac plătări în spate. Au plecat provocările pentru live-ul de azi. Vă pup pe toți și bine ați venit la un super, super live. Ne auzim? Totul e ok? Fraților, cei de la Botoșan mi-au pus la dispoziție un super studio. Uitați-vă ce cameră avem, cum mă văd, să vă și ridurile și roșiața de pe față, să vede tot, fraților. Ne aflăm în cadrul Gaming Marathon Woman in Games, o ediție pe care am mai făcut-o, în care, bineînțeles, încurajăm fetele, femeile, să intre în gaming, pe motivul de a se juca, să facă stream și așa mai departe, ce vor ele, le încurajăm, cum și în FIFA le-a încurajat, pentru că ați văzut că mai nou în FIFA avem fete și femei. Nu te auzi, aia e clar. Te pup, Nicușor, te pup, fratelo, vă pup pe toți acolo, forță. Stați să nu fie muzica prea tare. E muzica prea tare, spuneți-mi voi. Dacă e muzica prea tare, o dăm mai încet. Ajutați-mă voi. Ia stați să verific și aici frumos dacă totul e ok. Nici nu s-aude, fraților. Dar lasă că fac eu să s-audă curând. Te salut, Nicoleta, vă pup pe toți. Stați să facem și noi chat-ul aici puțin mai mare. Perfect. Așa că astăzi, împreună cu partenerii noștri, începem cu George, Allspice, Head & Shoulders, HyperX, Amber, Kiss FM, GSP și așa mai departe. Spunem start unui nou super challenge. Regele, te iubim, sunt de 13 copii din Oradea, ia uite, acolo Milan. Vă pup și eu, astăzi am filmat un super video, fraților, în care, vă zic, probabil o să apară mâine sau poimâine, am debutat în fotbalul mare. Și când vorbesc de data asta, am jucat titular direct, capitan la o echipă. Așa că aștept susținerea voastră acolo. Te salut, Darius, vă pup pe toți, fraților. E ok, muzica se aude? E prea tare, e prea încet? Spuneți-mi voi acolo. O dăm mai tare, o dăm mai încet, o lăsăm așa? În orice caz, spunem start challenge-ului. Și mare atenție, așa cum ați văzut și în titlu, știți foarte bine, îmi doresc să plec la Madrid. Ideea în felul următor: totul se decide astăzi, deoarece biletele de avion sunt fie mâine, fie marți dimineață. Mihai, cu membru de 5 luni acolo, oricum e șarpele meu preferat. Te pup, Mihai, și îți mulțumesc mult, mult de tot. Puțin mai încet muzica. Gata, fratele meu, am dat-o mai încet, sper că e ok acum. Prea tare, gata, am dat-o mai încet. E mai ok? Deci tu, muzica e mai tare, că nu se audă deloc. E clar, e blană muzica, dar abia mă audă muzica. E mai bine acum? E prea tare, îmi bubuie urechile. Stați așa, frățiori, că o dăm mai încet. O dăm mai încet. Foarte bine că îmi spuneți. E mai ok acum? Eu zic că e ok. Uite, e ok, zice Ion. Dar eu zice și el, da, e mai ok. Perfect, mă ajutați voi acolo, pentru că vă zic, studioul fiind nou, oricum e bombă, arată bombă studioul de aici de la Botoșani, dar știți cum e, trebuie să mă obișnuiesc și eu puțin. Da, e bine. Bun, ideea în felul următor. Vrem să plecăm la Madrid și acum, împreună cu voi, am decis
că îl vizităm pe Horațiu Moldovan. Însă, știți că pentru cei care intrați primii pe live, îmi place ca împreună cu voi să decidem un challenge nou. Și m-am gândit așa, în afară de challenge-ul cu Horațiu Moldovan, m-am mai gândit la un challenge, că tot urmează să mergem la Madrid, să vizităm un jucător de la Real Madrid. Mai exact, să mergem la el acasă. Acum ideea e în felul următor. Vreți să merg acasă la primul jucător de la Real Madrid care ne pică? Sau vreți să avem un challenge cu Bellingham? Sau cu Vinicius? Sau cu Luka Modric? Aici aștept părerea voastră în comentarii. Spuneți-mi voi acolo cum credeți că e mai bine. În afară de Horațiu Moldovan și m-am mai gândit la ceva. Ar mai fi și Andrei Rațiu. Mamă, deci astăzi avem 3 sau 4 challenge-uri, 3 sau 4 jucători la care putem merge direct săptămâna asta, adică nu îl face pentru peste 2 sau 3 săptămâni. Joselu, mamă, cred că era ultimul jucător la care mă gândeam, Joselu. Uite, Bellingham, și eu tot la Bellingham mă gândeam. Hai să facem așa, uite, football zice acolo Vinicius. Te pup, BGT Francis, fratele meu, te pup acolo cu mare respect. Deci, facem așa. 5 jucători, avem challenge cu ei. Dacă ne pică toți 5, fiți atenți, mare provocare, trebuie să fac video cu fiecare în parte, deci 5 clipuri diferite. Horațiu Moldovan, Andrei Rațiu, Bellingham, Vinicius, deci 4 clipuri deja dacă ne pică toți. Și nu sunt jucători care pică greu, pentru că vorbim despre variantele lor normale. Și ultimul, hai să vedem, ultimul challenge. Hai să vă văd acolo. Ultimul, un jucător. Nu Lunin, că nu e un jucător tare. Eu mă gândeam, Luka Modric. Poate să fie un jucător de la Atletico Madrid, dacă vă doriți voi. Harry Maguire zice Modric. Uite, chiar vreau să citesc ce scrieți acum. Arda Güler, Modric, Rodriguez. Ok, Luka Modric. Griezmann, mai zice cineva. Vasquez, Griezmann. Mamă, deci bătălia se dă între Luka Modric și Griezmann. Și a venit momentul să votăm. Hai să vedem, voi votați. Modric sau Grizi? Punem așa, start poll. În momentul ăsta spunem start vot pentru ultimul jucător de astăzi. Și acum vă dați seama, o să încerc fie să mă văd cu el personal să fac o poză sau să mergem la el acasă. Dar vreau să vă povestesc ceva, fraților. Am citit o știre în urmă cu câteva zile legate de Carvajal. Deci un fan s-a dus la Carvajal acasă, i-a filmat casa, ceea ce fac și eu de obicei, și ce credeți, fraților, l-a luat poliția ulterior, pentru că după o săptămână, după ce a postat video cu casa lui Carvajal, i-au spart casa. Așa că trebuie să avem mare grijă, pentru că și atunci când am fost la Benzema acasă, mie mi-a fost teamă, pentru că era o zonă privată. Și sincer, am blurat. Și uite că bine am făcut, că na, s-a întâmplat o chestie de genul ăsta. 65% au votat Luka Modric. Mai stăm 2 minute și dacă tot mai stăm 2 minute, voiam să vă spun că în acest moment, în descrierea live-ului, puteți găsi chestionarul Head & Shoulders. O, aveți o sugestie acolo. Cei de la Head & Shoulders sunt curios să afle care sunt preferințele voastre în materie de gaming. Așadar, tot ceea ce trebuie să faceți este să intrați pe al doilea link din descriere, dacă nu mă înșel, pentru că primul este cel cu Vodafone, și acolo să răspundeți la întrebări. Care este platforma preferată? Stați că mă uit și eu la el. Care sunt genurile de jocuri preferate? Care sunt personajele voastre preferate, jucătorii și așa mai departe? Și, mare atenție, 10 dintre cei care veți completa chestionarul, chiar acum pe live, vor fi premiați prin tragere la sorți cu o pereche de căști HyperX Cloud 3 din partea celor de la Head & Shoulders. Vă dau și eu link-ul, stați că vin dau și eu, fraților, în cazul, da, e în descriere, dar vin mai dau și o dată, să nu ziceți că sunt rău. De salut, Raul, vă pup pe toți, fraților. Head & Shoulders, da. Așa. Regele, a intrat și Laur și Yuhi. Vă pup pe toți acolo. Bun, deci s-a votat Luka Modric. Avem 5 jucători în challenge-ul de astăzi. Horațiu Moldovan, Andrei Rațiu, Luka Modric, Bellingham și nu cel din urmă, cel care a făcut poză cu Răzvan și a murit de nervi, Vinicius.
Nu mai stăm la discuții, încă o dată vă reamintesc despre chestionarul Head & Shoulders, al doilea link din descriere. Gata, m-aud acum. Scuze. Gata, m-aud. Deci vă spuneam că am și o surpriză. Voi intra pe live-ul unei streamerițe. O voi suna pe Mălina, cea care a fost prezentă alături de mine atâția ani pe live-uri. Și împreună cu Mălina voi face o surpriză. Am mai zis o dată. Scuze, gata, da. Scuze. Bun, primul player pick pentru Yuhi. Hai să vedem. Hai cu Luka Modric. Mamă, Dan Juma direct, nu e rău. Perfect. Hai să vedem. După player pick-uri o sunăm pe Mălina. Mai departe, următorul. Hai cu un special. Tchouameni, avem jucători de la Real. Tchouameni. Suntem aproape de Luka Modric, aș spune. Colegul lui Luka Modric de la mijlocul terenului, Tchouameni. Sau să luăm Trippier. Nu mă, luăm Tchouameni, mergem pe Real ca să avem jucători de la Real 100%. Next one. Bun. O luăm pe Pop aici. Așa. Mai departe. Hai să vedem ce mai avem. Luka Modric! Nu vine să cred. În primele 15 minute de live, mânca faci cura voastră, nu vine să cred. Luka Modric direct. Și avem, gata, primul bifat. Oh, și Spike Football, ce sincronizare. Devine membru acolo, respect. Salut, Andrei New. Bun, deci primul video de la Madrid e bifat. Mergem să-l vedem pe Luka Modric. Acum, sincer să fiu, Luka Modric, știu că este un jucător extrem de treabă. Aș opta mai mult să merg direct joi sau vineri, pentru că atunci încep antrenamentele jucătorii de la Real Madrid și să încercăm să ne vedem personal cu el. Dacă ne pică Vinicius sau Bellingham, challenge din partea voastră, de fapt am hotărât împreună, să mergem la ei acasă, da? Poate îi vedem și pe ei când îl vedem pe Modric, de ce nu? Dar la Modric automat, Modric ne trimite să vizităm jucătorii de la Real. Mai avem 4 challenge-uri. Horatiu Moldovan, Andrei Rațiu, Bellingham și Vinicius. Doamne ajută, hai cu următorul. Și după aia o sunăm pe Mălina. Luăm pe Gabriel. Așa. Mai departe. Marez. Ok, nu e rău Marez, îl luăm pe el. Când apare Team of the Season? Uite o întrebare bună, Andrei. Zic sincer, nici eu nu știu exact data, dar cel mai probabil la final de aprilie, început de mai, cam pe atunci apar Team of the Season. Haide-mă cu un special forță aici. Puuu, Miedema, Şahanoğlu, Buhl și Politan. O să-l iau pe Şahanoğlu sau pe cine să iau, sau jucătoarea de la Arsenal. Hai să vedem. Așa. Ok. Bun.
Pe Politano, păi mai am o dată. Nu fac SBC acum. De unde ești, Tudor? Eu sunt din București, bro. Dar acum mă aflu în Botoșani când fac live-ul ăsta. Te salut, Emil, vă pup pe toți, fraților. Sunt în Botoșani acum, sunt în Botoșani, fac live-ul de aici. Îl mai am pe Politano. Hai să mergem pe Inter Milano. Mergem pe Inter Milano și aceștia sunt primii jucători de astăzi. Hai să vedem. Și acum, stați un pic, să iau telefonul. Să vă las și voi aici un link unde puteți intra și voi să urmăriți cum o să-i donăm. Deci o să facem o donație. Stați așa puțin să vă dau link-ul. O știți pe Lexa? Lexa Music. Ea face live pe Twitch, așa că tot avem un live special în care încurajăm femeile de pretutindeni să urmeze o carieră în game. Nu contează, v-am zis. Stream, să te joci și așa mai departe. Ok. Stați un pic. Sau cumpără membri. Cumpără membri, mă. Nu, cumpără membri. Mai bine așa. Cumpără membri. Dar stați înainte să o sun pe Mălina. Stați să o sun pe Mălina. Să sper să mă audă. Sper să-mi răspundă. Sper să-mi răspundă Mălina. Cât timp stai în Botoșani? Până mâine, că dacă ne-a trimis Modric la Madrid, plecăm la Madrid după. Stați un pic, stați să vedem dacă ne răspunde. Ok. Hai să vedem. Bună, ce faci? Bună, bine. Te deranjez? Poți vorbi? Pot vorbi. Am o întrebare. Fulger pentru tine. În urmă cu cât timp ai apărut pentru prima dată pe live-ul meu? Cred că în 2019. Deci acum 5 ani. Și cât timp ai stat pe live-uri? Ia să vedem dacă îți mai amintești. Așa, pe aproximație. Până în 2021. Mamă, mamă, ai stat ceva. Aproape 3 ani a fost Mălina alături de noi. Haideți cu un respect acolo pentru Mălina. Și acum Mălina, împreună cu tine, că tot avem un live dedicat fetelor și femeilor, vom dona membrii, stați un pic să intru să donez, chiar acum, intrați toată lumea acolo pe linkul pe care vi l-am dat la Lexa Music și împreună cu cei de la Old Spice, pentru că ei s-au alăturat acestei fapte bune, stați un pic, gata, am intrat, stați așa să deschid aici, am deschis, ideea e că eu nu pot să arăt Twitch-ul, dar intrați și voi, gata, e live, uitați-vă că este live, stați să vă pun și sunet, ar trebui să se audă. Ok, stați un pic și acum vom dona membrii direct la ea. Ești pregătită, Mălina? Da. Stai așa puțin, să intrăm împreună aici. Poți să intri și tu, ai intrat și tu pe live la ea? Uite, se joacă cu mașinuțe aici. Jocul ăsta îmi amintește de un joc pe care îl jucam eu când eram mic cu mașinuțe. Așa, stai puțin să dăm aici. Bun, perfect. Haideți să vedem toată lumea acolo și cu un comentariu frumos. Vezi că las puțin telefonul jos. Să le mai las link-ul odată. Haideți și voi acolo. Te pup, Noxy. Vă pup pe toți. Haideți cu încurajare acolo. Nu știu, scrieți voi ce vreți. Old Spice, Tudor Buțan, Mălina, ce vreți voi. Și să donăm acolo membrii direct. Ia uite cum se abonează băieți. Nu știu dacă i-a primit. Da, uite, a gift. Cred că a primit. Uite, are 82 de persoane acum pe live. Haideți acolo, uite, a scris Mihai, a scris Buțan. Eu nu aud? Ia stați așa puțin, că ar trebui să aud și eu mai bine. Stați așa o secundă. A intrat și tu, Mălina? Eu, din păcate, nu pot, pentru că sunt de să-mi descarc cu aplicații. Dacă vorbesc cu tine, nu merge internetul. Aha. Dar voi intra după. Stai să închizi și muzica. Gata, da, a primit. A primit, mamă, 25 de membri donați acolo împreună cu cei de la Old Spice în cadrul Gaming Marathon. Respect, haideți cu un respect acolo la ea. Mamă, dar ce se abonează lumea. Respect, te pupăm, Lexa. Și mult succes cu live-ul și ție. Uite, welcome acolo. Super, gata, uite. A primit. Mulțumim mult de tot, Old Spice. Mulțumim, Mălina. Gata. Da, mi-aduc aminte
de mult ne bucuram și noi când se abona cineva și apărea acolo. Exact, exact, exact. S-au abonat o grămadă. Stați așa puțin, o secundă, să băgăm înapoi aici muzica. Și Mălina, am o întrebare și te lăsăm. Dacă mai ții minte, care a fost cel mai scump jucător care ne-a picat pe vreun live vreodată? Hai să vedem dacă știi. Eu știu care e, dar să te vedem pe tine dacă îți mai amintești sau nu. Eusebiu sau ceva de genul? Pa-aproape, Eusebiu a fost pe locul 2. Hai să vedem cine își mai amintește cel mai bun jucător care ne-a picat împreună cu Mălina pe un live. Era albastru. Tot portughez, vezi că ai fost aproape, tot portughez. Tot portughez. Hai, curaj, mai tare ca să te audă toată lumea. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, team of the... Season, ăla e. O pupăm pe Mălina, mulțumim pentru intervenție. Și ce să zic, te așteptăm din nou pe live-uri, să revii. Cu mai mult bulan decât înainte, da? Cu cel mai mare drag, da. Perfect, o pupăm și mulțumim mult, mult, mult de tot. Și eu vă pup și toată lumea să se aboneze acolo. Corect. Și stați că mai vreau să vă dau un link. Și linkul de la YouTube. Stați așa o secundă. Ca să vedeți acolo linkul de la YouTube, unde puteți intra. Perfect. Pupici, seară frumoasă. La fel, vă pup. Ciao, pa. Mersi. Bun. Cam atât și cu primul moment. Și acum pachetele, tată. Nu mai stăm la discuții. Dăm direct tare în pachete. Și hai cu Bellingham. El este următorul jucător pe care ni-l dorim. Dacă ne pică Bellingham, direct la el acasă. Mare atenție, da? Am promis. Direct la el acasă. Ne băgăm All Spice un bagaj și o luăm direct către Madrid. Tudor, ce alegi între Real Madrid sau Barcelona? Trebuie să spun la întrebare. Bro, eu sunt fan Real Madrid. Real Madrid. Merg pe Real Madrid și aleg Real Madrid. Însă îmi place foarte mult și Barcelona, culmea. Te pup, Dragoș. Uite ce să fac. Sunt prin Botoșani. Mâine o iau spre casă și după direct către Madrid. Pentru că așa cum am promis, vrem să mergem la meciul dintre România și Columbia. Și totodată să-i căutăm pe Horațiu Moldovan. Vedem în seara asta pe cine căutăm. Primul jucător pe care o să-l căutăm o să fie Luca Modric. La Sibiu când vii? Băi, chiar nu știu când o să ajung pe la Sibiu, însă îmi doresc să ajung și la Sibiu pentru că e un oraș foarte frumos. Mă, voi vedeți câte pachete avem? Serios. Voi vedeți câte pachete avem? Ca idee. Eu zic că pe contul meu vor pica toți jucătorii. Plus de asta vreau să fac și un SBC, un jucător special pe care să-l deschidem ulterior. Ce alegi dintre Rapid sau FCSB? Păi, haideți că vă mai zic o dată. Eu când eram mic, eram fan Steaua, așa se numea atunci. Ulterior, nu pot să zic că mai sunt așa fan înfocat, adică nu pot zic că plâng dacă pierde sau ceva. Dar am zis la începutul sezonului, așa am simțit eu, că Rapid va câștiga titlul. Însă, mare atenție, Rapidul se apropie. Așa. Hai să vedem. O secundă. Așa. Stați un pic, că Lex ar vrea să intre cu noi. Ia stați așa puțin să vedem când dăm de ea. Stați așa că intrăm cu Lexa să vorbim cu ea, că mi-a dat mesaj că vrea să vorbească, poate vrea să ne mulțumească. Mamă, ce drăguț, e prima dată când donez un YouTuber și vrea să vorbească cu mine, să mă sune, mi-a cerut Discord, dar aici pe PC-ul pe care sunt nu am Discord și am cerut numărul de telefon. Stați să vedem, dacă ne dă numărul o sună în direct. Oh, Alvarez de la Manchester City, let's go! Când vii la Târgu Mureș? Păi am trecut pe la Târgu Mureș săptămâna trecută, când am fost la Bistrița. Pe acolo am trecut. Chiar mă gândeam, uite-mă, poate am și pe aici abonați pe la Târgu Mureș și nu știam. Când vin Germania să filmăm împreună, mai sunt
8 meciuri de jucat. Bro, în Germania o să vin direct la Euro. Așa că ne vedem în perioada aia cu mare drag. Mai ales că o să stau acolo aproape 2 săptămâni, știi? Da, mi-a plăcut la Iași. Da, am stat foarte puțin. Am stat foarte puțin pentru că am venit aici la Botoșan să filmez ceva, știi? Și de asta. Hai să vedem, tata. Haide, mă, să vedem. Încă 150 de pachete, let's go. Left back Forest. Cine e ăsta, fraților? Te aștept la Brașov. Mă, da chiar, acum că toți suntem aproape 300 de oameni pe live, spuneți-mi și mie orașul de unde sunteți voi. Indiferent că locuiți în Germania, nu contează, uite, mă refer la Iuhi. De unde sunteți voi? Din ce oraș sunteți? Eu sunt din București. Eu nu am prins biletele la Euro, tocmai am prins. Deci eu am prins, am avut norocul să prind de la prima extragere. Nu la resale sau ceva. Uite, Iuhi din Timișoara, Dragoș Sibiu, Robert Botoșan, că tot ne aflăm aici, Cluj, Vaslui, Iași, Timișoara, Olt, Pitești, Săveni, super, Bistrița, Telorman, Hunedoara, Andrei, David Iași, Valentin Ploiești, mamă, dar îmi place că sunteți din toată țara, cât de tare. Uite, Botoșan, David, uite unde sunt acum, Alex Botoșan, un alt Alex Bacău, Sibiu. Hai să vedem, hai să vedem acolo cu orașele. Și de ce v-am întrebat asta? Probabil ziceți, băi, pe mine m-ai întrebat asta. E bine, de data asta am întrebat cu un scop. Săptămâna viitoare, mare atenție, urmează să postez un video, nu știu când, mâine, poi mâine, răspoi mâine, în care am căutat un abonat din fiecare oraș din România și am duelat toate orașele. Toate orașele din România le-am duelat la fotbal. De la București, Brașov, Constanța, Botoșan, Sibiu, Târnăveni, Cluj și așa mai departe. Un pronostic. Acum vă întreb eu, înainte să postez clipul, nu vă zic cine a câștigat, ce oraș a câștigat. Un singur oraș a fost câștigător. Hai să vedem cine ghicește orașul. Și să lase un comentariu la video pe care o să-l postez. Uite, Robert zice că mâine apare, ne confirmă. Sibiu, Buzău, Bistrița, Târgu Mureș, Iași, Arad, Botoșan, Severin, Hunedoara, Buzău, Ploiești, Suceava, Cluj, Dorohoi, Botoșan, Mureș, Brașov, Pitești, Buzău, Severin, Motru, București. Ok, ideea în felul următor. Dintre toți cei care ați scris, stați să număr. 1, 2, 3, 4. 4 au ghicit! 4 dintre voi au ghicit ce oraș a câștigat în episodul care urmează să-l postăm. Așa că rămâneți cu ochii pe canal, deoarece urmează un super video. Bătălia orașelor! Mi se pare super tare ideea. Am văzut prima dată la Mr. Beast că a făcut bătălia țărilor. După aia a făcut Shelly bătălia județelor. Dar asta cu bătălia orașelor n-a mai făcut-o nimeni. Mai ales în fotbal, că am avut probe de fotbal. Am avut... O să iasă clip tare rău de tot, ascultați-mă. Așa. Ok. Bun. Hai să vedem. Constanța the Goat zice acolo. Dincer. Opa, Ocaut 88. Ocaut 88, nu e rău. De la Olympique Lyon. Bun. Așa. Hai să vedem. Jumbo Premium Gold Pack, let's go. Așa. Bun, Kramaric. Kramaric, tată. Hai să vedem. Cojasca. Nu, uite, Cojasca nu a participat. Așa. Haide. Mai departe, Gold Pack. Hai cu un knockout de la Real Madrid. Din Gold Pack-ul ăsta. Mă, se aude muzica? Se aude muzica? Opa, Genoa. Fost coleg de-a lui Radu Drăgușin. Bun. Măgurele Buzău. Tudor, ne-am întâlnit astăzi, ia uzi ce tare. Te salut, Vlăduț, respect.
Așa. Bun. Mai departe, mai departe, mai departe. Brazilia. Cam. Neymar. West Ham. E pachet aici, cred. Da, e pacheta. Așa. Bun. Beclean, ia auzi, cineva de acolo, de lângă Bistrița. Stai să schimbăm pe ăștia, așa. Da, se aude. E perfect, e perfect, e perfect. Totul e bine când se termină cu bine, știți vorba aia. Haideți să vedem, haideți să vedem. Mai deschidem încă 5 pachete și o sunăm pe Lexa. Să vorbim, poate nu ne răspunde, că nici eu nu prea răspund la numere necunoscute. O sunăm cu număr ascuns? Nu, mă, o sunăm cu număr normal. Că 100% dacă o sunăm cu număr ascuns, nu o să ne răspundă. Așa, jos. Perfect. Eu zic că o să spice Bellingham. Băi, sincer, eu îmi doresc foarte mult să pice Vinicius, dar e greu. Dar și Bellingham. Ideea e că m-am uitat un pic așa, casa lui Vinicius e relativ cunoscută, adică se știe unde locuiește Vinicius. La Bellingham tocmai ce s-a mutat. Și sunt foarte multe chestii, foarte multe articole, pardon, fake. Că ar fi casa lui nu știu unde, dar nu e adevărat. Adică nu se știe momentan unde locuiește Bellingham. Și e foarte greu să afli. Dar la Vinicius știu, adică gen am găsit. Și aș putea să mă duc acasă la el. Uite, Uedițu zice sunt boss. Boss de boss și că l-are și pe jos. Ludmila. Uite că tot ne-a picat o fată. Cred că acum e momentul să o sunăm pe Lexa și să vorbim cu ea. Și așa cum știți și voi, Old Spice ne-a dăruit parfumul victoriei. Vrem să oferim și noi cadouri, adică membrii, ceea ce am făcut. Și o sunăm acum pe Lexa. Așa, să vedem dacă ne răspunde. Stați așa să dăm pe full. Să vedem dacă ne răspunde. Mamă, stați să nu se vadă numărul în... Ok, audio call. O sunăm direct pe WhatsApp. Stați să nu se vadă numărul. Stați să vedem dacă ne răspunde în primul rând. Alo? Bună! Bună! Sunt Tudor Buțan. Vreau să te pun pe speaker? Da, sigur că, dar vezi că tu ești deja. Eu nici nu te-am anunțat, te-am luat prin surprindere. Ok, sigur. Voiam să te întreb dacă ți-a plăcut surpriza noastră împreună cu cei de la Old Spice. Surpriza voastră a fost genială. Deci chiar mă gândeam, de unde atâtea oameni? Ce se întâmplă? De unde atâtea staburi? Mulțumesc din suflet și ție, Tudor, mulțumesc și cu mult drag. Old Spice. Sunteți geniali. Cu mult drag. E un gest de apreciere și sprijin din partea mea și a celor de la Old Spice, bineînțeles. Și voiam să te întreb cum te mai simți, că știu că ai avut o perioadă mai dificilă în trecut. E mai dificilă perioada asta, nu mă așteptam să vină, dar am o comunitate extraordinară alături, v-am pe voi. Sunt super pregătită pentru ce urmează. Și oamenii de aici, de la mine, îți urează multă sănătate, să știi, să te faci bine cât mai repede. Și voiam să te întrebăm și noi ceva. Ai vreun jucător de fotbal favorit? Jucător de fotbal favorit? Da. Când eram mică, eram foarte fan Messi. Messi? Joacă, probabil mai joacă, nu? Joacă, da, încă mai joacă. Eu sunt mai mult cu Ronaldo. Și băieții de pe chatul meu sunt mai mult cu Ronaldo. E cineva cu Messi, dar aici scrieți voi. Nu, majoritatea zic eu sunt cu Ronaldo ca mine. Dar nouă ne place și de Messi, ceea ce este super ok. Măi, și mie îmi place de Ronaldo, să știi. A, deci e în regulă, n-ai nimic cu Ronaldo, să înțeleg. Nu. Perfect, perfect, mă bucur să aud asta. Și voiam să te mai întreb, uite, sunt curios. Cum ai sărbătorit luna martie, luna femeilor? Am sărbătorit-o și alături de prietene, dar am sărbătorit-o foarte mult pe stream. Pe stream, nu? Și cred că a fost cea mai frumoasă sărbătoare din ultimii ani. Așa, pe stream, cu oamenii mei, cu jocurile. Cel mai frumos. Muzicile noastre. Cel mai frumos. Deci, oficial, uite, te provoc să facem un pack opening battle în viitor. Accepti? Adică să deschide simplu. Să deschidem fiecare câte 5 pachete și să vedem care e mai norocos dintre noi doi. Pe un viitor stream, poate, da? Accepti? Perfect. Provocare acceptată din partea Alexei. Îți mulțumim mult de tot încă o dată pentru că mi-ai răspuns. Am avut emoții, sincer, că pentru că am crezut că nu știi numărul, nu răspuns, dar
Totul e bine că se termină cu bine. Spor și acolo. A, da? Te pupăm. Cu drag, cu drag, te pupăm. Ciao. Pa, 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 pa. Ha, mă, că ne-a răspuns. Ne-a răspuns, mă, fraților, ne-a răspuns acolo. Dacă tot am făcut un gest frumos împreună cu cei de la Old Spice, frumos era să ne și auzim cu ea. Bine că s-a rezolvat, că v-am zis, n-am Discord aici, dar bine că am putut să vorbim la telefon. Uite, toată lumea acolo, mamă, deja au apărut fanii Messi. Fraților, v-am zis, chit că îmi place mie mai mult Cristiano Ronaldo, n-am nimic cu Messi și n-am avut niciodată. Din potrivă, chiar am fost mult mai fericit acum când am fost în Arabia Saudită, că l-am văzut pe Messi, pentru că chiar nu-l văzusem niciodată. Pe Ronaldo mai văzusem de 3 ori, dar pe Messi niciodată, așa că bucuria a fost mult mai mare, vă zic sincer, să-l văd pe Messi decât pe Ronaldo. Bun, hai să vedem. Trecem mai departe. Așa. Mamă, deci Gabriel ne dă pum mult rău tot. Gabriel, tu faci box, tată, nu? Tu faci box. Ești boxior. Dacă se ia cineva de mine, te anunț. Mai ales aici în Botoșani. Că nu prea mă știu cu nimeni. Doar cu Robert mă știu de aici. O, Adrian Stoian, mare respect, te pupăm. Te salut și eu, maestre. Mare respect. Si! Zice și Kirian Patrick. Hai să vedem. Încă 135 de pachete. Let's go. Cine e, Zeco? Cred că da. Îl avem pe Zeco. Și voiam să vă mai întreb ceva. Cine credeți că o să joace cu România în grupă la Euro? Eu merg pe Ucraina, sincer. Chiar dacă e un adversar dificil, eu zic că ei se vor califica în grupă cu România. Chiar meciul cred că e mâine sau poimâine, luni sau marție. Uite, la Constanța n-a mai fost de mult. Poate venim la un Farul FCSB, de ce nu? Islanda, eu zic că Islanda ar fi mai ok pentru noi, clar. Dar eu zic că o să bată Ucraina. Ucraina se califică. Salut, Alex, te pup! Belgia deja e acolo. De Belgia nu scăpăm, orice ar fi. Și să dăm și un pronostic, ai zice, pentru Euro. Eu zic așa, mare atenție. Primul meci facem egal. După, mi-e greu să cred că putem să scoatem un rezultat pozitiv cu Belgia, dar nu e imposibil. Și după, victorie. Eu zic că vom acumula 4 puncte și Doamne ajută să ne calificăm cu 4 puncte. Eu așa zic. Da, Iuhi, vezi că mă uit la tine, frate, pentru că tu mi-apar mereu când postez, să știi. De foarte multe ori sunt printre primii care se uită, adică ai postat de o oră sau de câteva minute și deja mi-a apărut. Lasă asta, până la Euro avem amical Columbia, care a bătut Spania și Brazilia de curând. Păi de ce crezi tu că merg acolo? De ce crezi că mergem noi la Madrid? Mie mi se pare unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale României din ultima perioadă. Vă zic sincer. Și decât toți adversarii pe care a avut România în calificările pentru Euro. E un meci de tradiție, când juca Gică Hagi, meciul versus Columbia. Și acum se repetă. Chiar dacă e amical, să știți că o să fie mai spectaculos, vă zic sincer. Ca și amical, o să fie mai spectaculos. Eu văd mai multe goluri decât în meciul care a fost pe Național Arena. Mai ales că se joacă și în Spania, pe un stadion imens, o să fie bombă. A dat ceva bun? Băi, deci l-a dat pe Luka Modric și mai avem, pentru cei care ați intrat mai târziu, mai avem 4 jucători pe care îi căutăm. Horațiu Moldovan, Andrei Rațiu, Bellingham și Vinicius. Uite, ne-a picat Laura. Ai o șansă la James Rodriguez. Uite, la asta nu m-am gândit. Dar chiar, dacă ar fi top 3 jucători din Columbia, de la echipa națională. Uite, acum chiar nu m-am gândit, vă zic, sincer. Știu că are o echipă tare Columbia, dar top 3 jucători. Mie place foarte mult Ospina, spre exemplu. Cuadrado, nu știu dacă joacă. Ce nu se vede? Se vede. Totul e ok. Ziceți voi, top 3 jucători din punctul vostru de vedere, din Naționala Columbiei. Hai să vedem. Diaz, corect, Diaz. Așa e. De ce nu vorbești cu fratele Moldovan să se rezolve? Băi, eu nu mă cunosc cu Horațiu Moldovan, zic sincer. Midas se cunoaște cu el și uite, chiar m-a sunat Midas când am început live-ul
pentru că l-am rugat să vorbească cu Horațiu să ne putem vedea cu el în urma live-ului de astăzi, știi? Ospina, da, am făcut poză de dor cu el, Quadrado și cam ăștia ar fi. Diaz, Quadrado, Ospina. Dar uite, ar mai fi Muriel, ar mai fi Zapata, nu mai joacă? Zapata, care era zi la Atalanta. James Rodriguez, corect, jucătorul legendar, fostul jucător de la Real Madrid. Cam ăștia ar fi. Richard Rios, uite pe el chiar nu știu, ia să-l caut, Richard Rios. Chiar nu știu pe Richard Rios. La ce echipă joacă? Cordoba. La ce echipă joacă? Uite, Zapata, mai zis cineva. Ia să-l căutăm. De fapt, știți cum caut? Mă duc aici, mă duc la Transfer Market și caut Columbia direct. Ia să vedem. Ce jucător o să vedem marți la meci? Hai să căutăm așa, poate carduri speciale. Mojica, așele jucător bun, Diaz, clar. Ospina, Baca, Baca nu cred că mai joacă. Zapata, exact ce vă spuneam de Zapata. Cine ar mai fi? Cine ar mai fi? Fabra, nu știu dacă mai joacă, posibil. Așa, Cuellar, la fel nu mi se pare, wow. Da, nu prea mai sunt așa mulți. Quadrado, uite că a apărut și Quadrado. Diaz cu cardul lui special. Nu sunt. Și uite, l-am avut aici și pe Muriel. Muriel, care s-a transferat în MLS. Uite, Quadrado, da, cam ăștia ar fi, ați zis bine acolo. Diaz, Quadrado, James Rodriguez, Ospina. Cam ăștia ar fi, fraților. Falcao, care și el joacă în Madrid, la Rayo. Hai cu Hagi! Nu, de data asta nu mai mergem la Hagi, dar o să-l vedem pe Hagi. Cel mai probabil Hagi va fi titular, mă gândesc eu, pentru că nu a fost titular pe Național Arena și acum urmează să fie titular la meciul din Madrid. La fel mă gândesc și la, nu știu, Olimpiu Moruțan și așa mai departe. Bun, Pablo Escobar, cum ar fi? Pablo Escobar acolo titular, left wing. Arsenal, este fată, Ford, mamă, ne-a picat Ford, Ford Fiesta. Următorul pachet, mai avem 122 de pachete. Chiar mai are cineva pachete de pe live să deschidem? Întreb dinainte, să știu. Dacă are cineva 5 pachete, 6 pachete, Kyobel, într-un final, ne mai pică și nou un walkout. Mi-era dor să-mi pice și mie un walkout. Salut Gabi, te pup! Și Camavinga! Ok, am avut Luca Modric, am avut Camavinga, am avut Tchouameni. Hai să vedem ce jucători de la Real Madrid mai avem. Pentru că urmează să-i vedem pe toți. Chiar dacă vă zic ceva, din păcate jucătorii de la Real, băi fraților, nu prea opresc. Top 3 echipe care nu opresc la fani, vă zic eu care sunt. Locul 1 Real Madrid, locul 2 Arsenal și locul 3 a spune Paris Saint-Germain. Nu prea opresc să facă poză cu fanii. Mai mulți opresc la Barcelona. La Barcelona chiar opresc. Mai joacă James Rodriguez. Din ce știu eu, da. Uite aici pasă ne pice Moldovan. Primul pachet cu șanse la Horațiu Moldovan sau Andrei Rațiu. Mamă, Japonia. Olo, nu Japonia, Liverpool. Bellingham. Ne-a picat Luca Modric. Ne-a picat Luca Modric. Deci Luca Modric ne-a picat, să știți. Jucător român. Ghindovean. Nici nu știam. Unde joacă? Joacă în Liga 3 din Germania. Deci nici nu știam despre acest jucător. E român, nu? Să nu... Da, România, direct. Bun, hai să vedem. Următorul pachet. Hai cu Horațiu. Uite, am început cu un român. Care jucătorul tău preferat? Cristiano Ronaldo. Rare Electrum Players Pack, o nouă șansă la Horațiu Moldovan. Haide mă tata, haide mă cu România. Acum vin pachetele tari. Ori România, ori Real Madrid, asta căutăm. România sau Real Madrid, let's go. Na, nici aici, Pickford, De Ligt. Nu este România.
cum ar fi Hagi. Ar fi tops. Oricum vreau să fac și o naică, poate ne pică Hagi. Ia stați așa puțin să văd eu câți bani am. Dar nu pot să văd banii că nu văd de webcam. Ia stați un pic. 38.000. Cred că fac 50.000 și aș deschide și un pachet cu coins, sincer. Eu așa zic, că deschid și un pachet cu coins până la urmă. Dar hai să mai deschidem, să mai facem coins. Hai să mai deschidem. Rare Electrum Players Pack, o nouă șansă la un jucător român. Brazilia, CDM, Etihad și îl avem pe Fabinho, fostul jucător de la Liverpool. Niciun român, din păcate. Da, nu e niciun român. Brozovic, Jorginho, nu. Nimic aici, din păcate. Onana. Uite, Onana este unul dintre puținii jucători pe care am întâlnit de 3 ori. De 3 ori am făcut poză cu Onana. Ca idee. Am făcut odată după meciul celor de la Al-Nassr, am făcut odată la baza de antrenament a celor de la Al-Nassr și am mai făcut odată tot la baza de antrenament când am fost acum cu X-Breaker și cu Berge. Mamă, nimic aici, fraților. Cavani, ia uitați-vă și voi, Cavani. Jucătorul legendar Cavani. O, te pup, Andra! Hai să vedem. S-a postat story-ul pe Instagram, nici n-am văzut. S-a postat story-ul pe Instagram. Hai să verificăm. Da, s-a postat. E tot ok. Ospina, auzi, Onana, da. Ospina, scuze. Ospina, da. Ce voiam să vă mai povestesc? Nu știu câți dintre voi ați văzut, a postat Vanez un TikTok cu un portar care a fost la junior la Arsenal și acum se tot discută despre el. Unii zic că ar avea 15 ani, alții zic că ar avea 21 de ani, dar vă zic eu de fapt că știu de la Cătălin Cărjan, are 21 de ani. Și portarul ăla, care acum a fost convocat la prima echipă de la echipa de tineret, ce credeți, fraților? A stat lângă mine tot meciul dintre Arsenal și Manchester United. Chiar am vorbit cu el. Doamne ajută să devină titular la Arsenal. Poate mă mai ține minte. Cine știe, mă împrietenesc cu el. Mamă, ce pachete urmează, uitați-vă și voi. O, te pup, Carlitos! De unde faci live? De la Botoșani. Suntem la Botoșani, Carlitos. De aici facem live. Hai, tată, let's go, Juventus. Tu vreau să vină Piatra Neamț ca un cadou pentru tine. Băi, frate, mersi mult de tot. Vă zic sincer, am mai primit un cadou săptămâna asta. Un abonat tot așa mi-a cerut adresa pe mail. I-am dat adresa de la casă și mi-a trimis un card cu el. O să-l semnez și o să-l trimit înapoi, probabil. Ok, hai să vedem. Mamă, câte pachete. Ia uite, Carlos, ce pachete ai ratat. Câte pachete avem, tu vezi? Doar un jucător român. Mamă, ce a trecut prin spate, fraților? Ați văzut și voi? Ați văzut și voi ce a trecut prin spatele meu? Și Robert, cu membru de 18 luni acolo. Salutare, ce faci, Tudor? Uite prin Botoșan, bro. Te salut, mare respect pentru toți membrii canalului. Cei care au rămas acolo alături de mine și apreciază videourile postate. Vă zic sincer, în ultima perioadă m-am bazat mai mult pe videouri decât pe live-uri. Pentru că, din păcate, n-am mai fost așa promoții tari în FIFA, toată lumea așteaptă Team of the Season și am zis că până la Team of the Season mă bazez mai mult pe clipuri și eu zic că am făcut un lucru bun pentru că au prins foarte bine majoritatea clipurilor și am văzut foarte multă apreciere din partea voastră și vă mulțumesc. Jos, jos. Salut, Vlad Tofan! Te pup, Daria Elena! Haide, mă, să vedem. Carlos Tevez. Să ne pice TV, zoare? Să ne pice TV, zoare? Goalkeeper. Mam, uite că vorbeam de el. Deci vorbeam de Onana și a apărut în pachet, vedeți? L-am confundat cu Ospina mai adineori. Ok, jos. Perfect. Hai să mai facem niște coins. Deschidem un pachet cu coins. Poate de acolo. Sau nu, mai bine știți ce fac? Că tot mai avem 110 pachete. Stați un pic. Mă duc aici și vreau să...
A, avem pachet cu 15 coins. Hai să-l deschidem. Nu se știe. Nu se știe de unde sare iepurele. Belgia. CM. KDB. KDB, tată, un pachet de 15 coins. Deci cel mai bun jucător din seara asta pică în cel mai slab pachet din joc. Mai ziceți ceva, fraților? Mai ziceți ceva? Pachet deschis cu 15 coins aici în Botoșani. Păi de capul meu. Dar o să accepți cadou? Păi eu accept toate cadourile. Acum depinde ce cadou îmi dai, că na, dacă îmi dai un cadou urât, probabil nu o să-l accept, dar nu mă gândesc la un prank sau ceva. Oh, Jordi Alba, arată bine, Jordi Alba. Îl luăm direct. Mamă, ce pachet top. Să-l deschideți și voi, uitați-vă ce jucător pică. Pe bune vorbesc, să-l deschideți și voi pachetul ăsta, chiar merită. Intrați chiar acum dacă nu l-ați deschis. 15 coins are toată lumea, zic eu. Și îl deschideți acolo, frumos. Bun, hai să dăm quick sell aici. Salut, David! Bun, continuăm. Asta mai voiam să deschid. Classic. Deschidem și preview pack-ul. Poate, back to back. După KDB din preview pack-ul are? Haide, mă. Na, Real Sociedad. Real Sociedad. Mendez. Nu luăm, bineînțeles. Și acum deschidem 5 pachete silver. 5 pachete silver în căutarea lui Horațiu Moldovan sau a lui Andrei Rațiu. Chiar sunt curios de ce m-a sunat Midas. Poate a vorbit ceva cu Horațiu Moldovan. Na, nimic aici. Dăm quick sell. Hai, încă 4. Este live chat, Andra, este. Salut, Luca! Te pup, Mariana! Hai, tată. Hai să vedem. Da, mult mai bine așa, ați avut dreptate, decât să deschid un promo când am o grămadă de pachete speciale. Mai bine căutăm jucător român aici. Faber. Ok. Fekir, ăsta e fratisul, cred. Ăsta e fratele lui Fekir, adică 100% că seamănă leit cu el. Fratele lui Fekir, uitați-vă și voi. O, salut, Veve! Sunt la Botoșan, frate. Da, Andra, ia zi. Te ascult, Andruța. Cadourile de la mine îți plac? Păi întotdeauna, Andra, cele mai frumoase cadouri, serios. Mai ales mingea aia. Și Jack, aveți că am vrut să-mi iau la mine acolo la Botoșan, dar a fost cam frig. Dar poate o iau la Madrid. Jack, e genial. Bă, nici un jucător român. Haide-mă cu un jucător român. Încă două și după o mai forțăm la Bellingham. Ups. Hai cu încă două, tată, încă două. Și bineînțeles, voiam să vă reamintesc despre chestionarul celor de la Head & Shoulders. Al doilea link în descriere, intrați acolo, răspundeți la cele 10 întrebări și automat puteți câștiga marele premiu astăzi prin extragere la sorți. Aveți, stați așa să vă zic exact modelul, noile căști HyperX Cloud 3. Le puteți câștiga dacă intrați și completați chestionarul. HyperX Cloud 3. Bun. Hai să vedem, tată. Încă unul, hai, ultimul. Fie. Messi sau Ronaldo? Am zis Ronaldo. De data asta aleg Ronaldo. Bun. Middlesbrough. Ok. Lenny Han. Lenny Han. Bun. Mamă, ce m-am speriat. Contra, uite, a antrenat în Spania. Deci oarecum are o legătură cu Horațiu Moldovan, că a antrenat acolo. Nu l-am făcut încă Evo-ul ăla, dar poate că o să-l facem. Hai să continuăm, dar nu știu cu ce pachet să continuăm. Hai cu 80x5, cred că e cel mai ok ăsta, 80x5. Vin în august la București. Dacă nu ne vedem, e scandal. Păi, teoretic, în august voi fi la asta acasă. Se termine și Euro până atunci. Oh, Morgan! Jucătoare de 89, tare. Cred că ușor ne putem apuca și de SBC, zic eu. Haide-mă cu Real Madrid, să vedem și noi Real Madrid acolo, totuși. Hai cu Realul.
Let's go. Am citit Cor de loc de contra. Real! Ah, nu e Courtois. Nu este Courtois. Veve zice, Tudor s-a urât cu Lorin, știi de ce? Că mie nu-mi răspunde. Păi chiar m-a sunat Lorin, m-a sunat în urmă cu două zile și mi-a confirmat oarecum, dar nu este la asta sigur. Vreau să anunț el oficial, nu o să anunț eu data evenimentului și despre ce este vorba, dar bineînțeles că o să vorbesc. Tu vrei să joci sau să vii, Veve? Vrei să te joci sau vrei doar să vii să te uiți? De unde 109 de pachete? Păi de 3 săptămâni, fratele meu, șarpele meu favorit, Mihai. Le-a strâns acolo pentru live-ul de astăzi, de la Botoșani. Haaland sau Mbappé? Merg pe Mbappé. Îmi place mai mult Mbappé. E mai spectaculos, mai pe stilul meu, așa. Bun. Hai să vedem. Jos, jos, jos restul. Drăgușin sau Hagi? Drăgușin. Clar merg pe Drăgușin. Îmi place foarte mult Radu Drăgușin. Opa! Sadio Mane oare? Nu, nu e Mane. M-aș fi bucurat să ne pice Mane. Sau să ne pice un jucător din Botoșani. Că toți suntem la Botoșani acum. Să ne pice un jucător de la FC Botoșani. Te pup, Mariana. Bine ai venit pe live și tu. Hai, 80 ori 5. De aici n-avem șanse la jucător român. Doar la un jucător de la Real. Juventus. Juventus... Vlahovic, ok, nu e rău. Nu este rău Vlahovic. Bun, Meret, Coates. Îl băgăm în jos, jos. Ronaldinho sau Neymar? Ronaldinho, clar. Uite ce zice Mircea acolo, hai cu like-ul. Deci e prima dată că nu cer like-uri, câte avem? 400 de like-uri, haideți cu 1000, are dreptate Mircea. Haideți cu 1000 de like-uri la live-ul de astăzi, de la Botoșani. Dacă vreți, de ce nu data viitoare, să fac live din orașul vostru. Astăzi în Botoșani, săptămâna viitoare, nu știu. Mamă, Real Madrid, mergem la Sibiu și tot așa. Toni Kroos, ok. Ok, accept provocarea, Toni Kroos. Nu e rău. O, la sală, spor acolo dacă ești la sală. Werner, știu că are un carșmecherul de tot Timo Werner acum. Camada, jos. Aia zic, mai degrabă la ușa urmă. Da, sunt în Botoșani. Cât mai stai în Botoșani? Până mâine, bro, până mâine. Hai, 80 ori 5, let's go. 80 ori 5. Olanda, right mid. Borussia Dortmund. Adevărat, adevărat, ar merge un live de acolo. Dacă fac din Timișoara, ești prima invitată, Andra, știi doar asta. Să mi-l aduci pe Cordea și pe Mbappé. Spania. CM. Liverpool. Ia stați să mă uit o dată. Mă, câte like-uri avem? Câte like-uri avem? 450, haideți acolo cu 700 de like-uri, luăm ușor. Thiago. Ok, Baltimore. Ramos, jos, jos. Messi sau Haaland? Clar Messi. Uite, e o întrebare bună asta. Clar mergem pe Messi. Bun. 81 ori 2, let's go. Belgia din nou. Striker, Lukaku. Nu. Cine e ăsta, fraților? Openda? Da, Openda este. Fratele Openda și Coates. Coates, jos. Așa. Hai să vedem. 85 ori 2. Terminăm cu joaca. Dăm într-un pachet tare rău de tot. Mă, cine e ăsta? Bernardo Silva, nu? Hai cu dublu. Dublu knockout. Primul dublu knockout din seara asta după o oră de live. Haide, mă. Harry Kane. Vezi că nu e rău pachetul ăsta. Chiar nu e rău deloc. Jucător de 90, Harry Kane. Nu l-am văzut, n-am văzut golul lui Mazilu, sincer. Mamă, 88-90, top. Chiar top, acum nu știu ce să fac cu ei. Mai degrabă ia și vinde, cred că-i vând, să fac coins, să mai deschid pachete. Și bag la SBC Untradeable, e mult mai ok. Hai să vedem următor.
80 ori 5. Am mai rămas 100 de pachete. 100 de pachete, un live special în cadrul Gaming Marathon cu peste 160 de pachete. Este prima dată când fac live și deschid doar pe contul meu. E contul meu, da, e contul meu, adică doar pe contul meu deschidem. Nu pe alt cont. Messi Prime sau Ronaldo Prime? Tot Ronaldo îți răspund, bro. Când vii la Suceava, păi sunt aproape de Suceava, imediat ajung. Dacă vrei mă urc acum o mașină și vin, îți fac o vizită. Vizitez primul abonat de pe live. Mamă, e special asta. Inform, Chelsea! E fată, oh, ce-am zis că e ceva top, 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 top. Doar 85, nu scan. 85, Danilo, na, nimic. La ce oră pleci mâine? Păi am avion la ora 2, am avionul, dar l-am de la Iași. Avem avionul de la Iași mâine la ora 2. Haide-mă, haide-mă cu ceva. Carvajal, da. Exact ce vă povesteam. Carvajal. Jucătorul la care nu o să merg niciodată acasă, pentru că v-am zis ce s-a întâmplat. Un fan a fost la el acasă, a filmat casa unde stă și la o săptămână i-au spart hoții casa. Și l-a dat în judecată pe fanul respectiv. Nasoală situație. Bun. Haide-mă. Haide-mă. 81x2. 81x2, tată. Nimic. Nimic aici. Gata, VV. Mă uit după live. Promit că mă uit. Să văd. Îi trimit lor indirect. Să vedem dacă te convocă sau nu. Mr. Jinx. Te pup, rege. Te salut, frate. Ia să vedem. Mr. Jinx. Mr. Jinx. Bro, e prima dată când te văd la mine pe live. Te pup și te salut. Respect și mersi că ai intrat la mine pe live. Tare, ia uite, avem un YouTuber mare. Am dat 86x2 dublu knockout. E special! E special! Elveția, goalkeeper. Kjöbel, dar nu e el special. Mamă, nu. Nu, Danjuma, Da, Applicate, Danjuma. Ah, golul Mazilu, am înțeles. Ok, să mă uit. E cel mai bun vlogger, zice Mariana, mulțumesc, te salut, Mihnea. Radu mă întreabă ce fac, te pup, Radu, uite prin Botoșani. Trebuie să ne apucăm de icon. Trebuie să facem și iconul ăla pe care l-am promis. Mamă, de fapt sunt doi de Applicate și amândoi am tradable. Hai să vedem dacă avem acolo icon, nu să-l facem. Un Salah, un ceva. Poate, poate. Machelele. Aici ce avem? Toti. Pe care zice să-l facem? Care ar merita mai mult? Player pick. Nu, unul dintre acestea două, clar. Unul dintre acestea două, dar nu știu care. Stați să vedem. Deci ar fi acesta sau acesta. Eu zic pe ăsta cu icon și tot e icon. Nu? Eu așa zic. Sau acesta. Uite, zice... Toată lumea zice că pe ăsta. Da, da, mi se pare mai tare celălalt. Să-i zbor ușor, mersi mult, frate. Hai să facem post atunci. Da, nu, mi se pare prea ușor ăsta, sincer. Dacă tot băgăm jucător high rated, hai să-l facem post mai tare, să ne bucurăm de ceva forță. Și mergem direct la 88 să-l facem. Îl băgăm pe Kjöbel în poartă. O băgăm și pe Endler. Perfect. Danjuma ce poziție era oare? A, uitați-l aici, Danjuma. Left mid, o băgăm pe Pop. Left back, băgăm așa. Hagi sau Coman? Uite și aici o întrebare bună, aș merge pe Hagi. Bun, aici e ratingul destul de micuț. Să bag KDB sau... parcă nu l-aș băga. Cianoglu arată bine, nu știu dacă voi juca cu el sau nu. Hai să o băgăm pe Morgan și poate ne mai salvează ceva aici. Poate, poate.
Trebuie oare și car special? Nu trebuie car special. Hai să-l băgăm pe Toni Kroos. Că tot ne-a picat, perfect. Și în partea asta îl băgăm pe Luca Modric. Nu cred că fac, trebuie să bag rating mai mare. Trebuie să bag rating mai mare, fraților. Îl băgăm și pe KDB. Hai să vedem. Da, Loredan! Ia zi. De ce mă strigi? Și Mahrez. Cu Mahrez facem? Da. Chiar 88. Gata, uite. Mai bine că am făcut unul high rated. Că e mult mai tare pachetul ăsta din punctul meu de vedere. Și îl ducem până la final. Unde ești? Tudor, în Botoșan sunt. Sunt în Botoșan, bro. 500 de like-uri, haideți cu 700 acolo, forță! Suntem 350 de oameni. Haideți cu 700 de like-uri. Obiectivul de astăzi, 1000 de like-uri. Let's go! Sane. Niciun jucător român, bineînțeles. Sus. Vezi că ai timp până la 20 să faci aici, că nu mai bine îl faci. Opa! Mersi că mi-ai zis, fratelo. Mersi că mi-ai zis. Apreciez. Hai că mai deschid 5 pachete. E și 23. Mai avem timp. Pe la fără 20, dacă nu ne mai pică de applicate, ne apucăm. Mersi, mulțumesc mult, Mariana, pentru abonare. Chiar mai cineva pe live care nu e abonat, dar sincer, fiți sincer, zic, eu nu sunt abonat. Apreciez sinceritatea. Sau dacă sunteți abonați, scrieți acolo că sunteți. Vreau să văd și eu cine e abonat, cine nu e abonat la canal. Striker, aici este o fată. Eu sunt abonat, zice și Robert Pedro Poro. Ce mă, toată lumea e abonat. David e și el abonat. Uite, l-am găsit! Dimitrie Ro nu este abonat. Vlad este. Uite, nici Mihnea nu e. Andrei e, moldovanu Andrei e și el, Luca el este, Gabriel este, uite, nici Billy nu e, sunt abonat de mult, respect, Bogdan, Chris, Makeup, este și abonată, mersi, Alex abonat, Cosmin nu e, haha, deci e troll că este, la un FIFA cu Andrei abonat, Teo e abonat, uite ce-mi place că scrieți toți. Ei, așa vreau să vă chat-ul mereu. Pentru toți cei care sunt abonați, pachetul ăsta cu jucător special Brazilia. CDM, mare atenție. Manchester United. Haide mă, nu da în juma, te rog. Deci nu da în juma, hai cu Salah. Amaiur, fraților. Win sau lose? Nu știu cât costă. E win sau e lose? Hai să verificăm. Oh, și uniform. Luz, fraților, luz. La următorul pachet mă duc să deschid după geam. Ies afară din studio și îl deschid acolo. La 500 de like-uri. Am făcut 500. La 600, uite, la 600 de like-uri. Încercăm metoda asta, că aici putem să o facem, că avem geam aici. Ies în partea aia și deschid din afara studioului. Vă dați seama, nu o să mă mai aud. Messi sau Ronaldo, mă întreabă Cristina. Ronaldo. Ce râde Iuhi. Păi n-așa, am crezut că nu s-au făcut 500 de like-uri. La 600 de like-uri, așa facem. Left wing. Paris. Na. Martens. Ne-a picat iubita lui Mertens, adică Martens. Misa, jos. Hai să vedem. Bun, 81x2, let's go. 81x2. Da, am auzit de topolog. Real Madrid. Haide, mă. Na, Vasquez. Nu puteam să fie Anglia. Vasquez și Ciucuezi. Să mi aduceți aminte la fără 25 sau la fără 20. Să intru să fac SBC-ul. Vă rog frumos. Că expiră. Mai avem 89 de pachete. Let's go.
Hai, tata, hai, tata. Pau Torres, na. Tudor desenat din tastatură. Mancini. Ah, ok, trei de bal Mancini. Pau Torres sus. Coman sau Mbappé? Clar Coman, se știe. El e adevărat Mbappé, Florinel Coman. Kylian e fake. CB Argentina, na, e slabă. E slabă aici. Este Otamendi. Și l-avem pe Beto din militari. Neymar. Hai, tata. Hai, tata. Franța. Right wing. Lyon. Na. Bun. Hai să vedem. Hai să vedem. Perfect. Uite, am și o întrebare rapidă. Quiz rapid pentru voi. Cine este fundașul dreapta de la Newcastle? Că tot ne-a picat Bruno Guimaraes. Fundașul dreapta de la Newcastle, titularul. Hai să vedem cine ghicește primul. Direct. Moderator! Hai. Gata. Christoph. Gata. A ghicit Christoph. Christoph a ghicit. Da, se dau moderator lui Christoph. Ad moderator standard. Gata. Christoph, felicitări. Ai fost pe fază, fratelo, ai răspuns corect. Trippier acolo. Mamă, cineva ce Mbappé. Mbappé fundașul dreapta al celor de la Newcastle. Trippier, corect. A răspuns și Andra, dar ea avea deja acolo. Poți să mai scrii încă o dată, Christoph. Să te vedem cum arăți și cu moderator. Cu albastru. Sper să ai grijă de el. Și să nu faci prostii. Încă 50 de like-uri și ieșim din cameră. Deschidem 3 pachete de acolo fără să mă auziți. Auziți doar muzica. Ha, mă, Leipzig, 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 Leipzig. Dani Olmo, Dani Olmo, Dani Olmo, Dani Olmo. Di Maria și Dani Olmo. Ok. Hai să vedem, mergem mai departe. 81 ori 2. Hai Costa. Hai Costa, tată. Haaland. Na. Odegaard. Odegaard. Nu, nici măcar, nici măcar Odegaard. Ce țeapă mi-am luat. Am zis că Haaland direct. Următorul, următorul. Mai deschidem două pachete până reușiți voi acolo 600 de like-uri. Și după de acolo deschidem, din afara camerei deschidem și noi. Haller. Haller. Ok. Dăm în jos. Messi sau Maradona? Băi, pe Maradona nu l-am prins, așa că o să aleg Messi. Da, să vedem ce pachete mai avem. Uite, mai avem un 75 ori 5. Mamă, ce pachet e ăsta, frate? 75 ori 5. Încă o dată, multe mulțumiri lui Mihai, cel care ne-a ajutat, a jucat pe contul meu. Mihai Gârâ. Și uitați-vă câte pachete mi-a făcut. Sper, eu sper măcar ai că nu la să fie top, să fie ceva să intre în echipă. Galeno, nu. Bă, e și 31, încă 4 minute. Hai să mai deschidem câteva silver între timp. Poate, poate. Îl vedem și noi pe Horațiu Moldovan. De două săptămâni mă chinui să-l prind pe Horațiu. Oare cardul lui e la Atletico Madrid? Eu zic că da, nu? S-a transferat și în FIFA. Bro, ne-a picat Luka Modric. Asta înseamnă că săptămâna viitoare mergem să ne vedem cu jucătorii de la Real, dar mici, mici șanse, că nu opresc. Măcar să-i vedem. Rashford sau Saka, uite. Christoph, noul nostru moderator, o să-ți răspundă Rashford. Ruben Neves. Tudor, care este fotbalist care s-a născut în 1901? Mamă, habar n-am. Habar n-am, ajută-ne tu. Chiar nu știu. Hai să mai dăm aici clasic. O să mai deschidem. Haide-mă, haide-mă cu România, te rog.
Măcar un jucător, nu știu, Darius Solaru. Tenil de pe Mkhitaryan, de la Chiol. Măcar un jucător român, ceva. Nu vrea, fraților. Nu vrea să dea jucător român, incredibil. Te rog. Te rog, vrea un jucător român. Nu pot să cred. Nu pot să cred. De data asta chiar e Mkhitaryan, că tot am zis numele lui, ne-am și picat. L-am invocat pe Mkhitaryan. Cordea, sau uite, Cordea, da, să orice jucător român vreau să ne pice. Clasic. Hai să mai dăm. Și 33, încă 2 minute și continuăm SBC-ul. Cred că încerc să-l fac pe tot. Sper să am jucători. Sper să avem jucători să-l facem pe tot. Deci asta... Oh, Popescu de la Farul. Așa da, așa da. Ne pică Popescu de la Farul Constanța. Haide-mă și cu un jucător de la Botoșani. Mamă, deci nu mai am bani. Ultimele 3 pachete, că nu mai avem coins. Spania, Left Wing, Real Sociedad. Nimic, wow, dar poate fi un jucător român. Bun, îl avem pe Bic. Bic de la Universitatea Cluj. Doi jucători români back to back. Hai, continuăm. Popescu fake. Continuăm cu românii. Continuăm cu românii, încă 2 pachete. Haide, cum că un jucător român, Polonia, CM, Brighton, Brown, jucător de la Rapid, dar nu e român, nu contează, e din Superliga. Mai am, să mai deschid oare? Haide, nu, e și 35 aproape, hai să mai fac aici mai bine. Mamă, 87, cere mult rău. Am emoții, vă zic sincer. Îl bag și pe băiatul ăsta. Nu cred că am jucători, incredibil. Nu cred că am jucători să-l fac. Left mid. Hai să vedem. Sau îl facem. Oh, ba da, îl facem, că l-avem și pe Casemiro. Tudor, hai să ne vedem. Păi ești din Botoșani sau de ce zici asta? Bun, la port, îl bag și pe el. Aici, pe cine să mai băgăm noi? Băgăm așa. Da, mulți de 85, nu o să... Nu. Sau... Hai să vedem, hai, o forțăm așa. Uite, bag așa și mai bag aici. Henry, clar, între Müller și Henry, aleg Henry. Bă, eu zic că l-am făcut, nu? Gata, hai, am mai făcut unul. Hai și cu următorul. Mai deschidem ceva pachete. Mai avem timp. Să ne mai pice jucător Hayrettit ca să-i bag. De asta vreau. Nimic aici. E bine, Andruța, mersi de întrebare. Cu XL aici, ca să facem bănoți. Din Botoșani, șeful. Vezi că confunzi Bistrița cu Botoșani. Sunt în Botoșani. Anglia. Ce men, nu pot să cred. Bellingham. Nu. Oh, bă, ce-am zis că e Bellingham. Nu cred. Deci am zis direct că pică Bellingham și ne-am scos pe cuvânt. Alisson sau Ederson? Păi tu ce crezi? Hai să vedem așa. Dacă ai urmărit clipurile mele. Uite, ție Vlade, nu vreau să-ți răspund, vreau să răspunzi tu locul meu. Tu care zici că îmi place mai mult? Dacă... O, oh, bun așa, ne-a picat Pop din nou. Topolog. Băi, am trecut pe acolo, sunt sigur că mi-e foarte cunoscut numele ăsta, Topolog. Și haideți cu 600 de like-uri. La 600 de like-uri ieșim din cameră. Uite, Mirel nu mă cunoști, eu nu zici că nu mă cunoști. Ederson e, doar ne-am văzut cu el. Am făcut poză cu Ederson. Clar, Ederson aleg.
Ederson. Eu nu aleg jucătorii doar după, nu știu, habar n-am, performanțe, trofei și așa mai departe. Oricum, Ederson cred că are mai multe trofei decât Alisson, ca idee. Dar aleg și după caracter. Un jucător care m-a impresionat cel mai mult, știți și voi, este Sadio Mane. Chiar m-a impresionat. Da, uite, am eu o întrebare pentru voi. Să alegeți dintre doi jucători. A mai fost pusă întrebarea asta astăzi pe live. Ronaldinho sau Neymar? Asta e o întrebare bună. Asta mi se pare o întrebare tare rău de tot. Mai ales pentru cei mici. Și o să vedeți, poate unii ziceți, păi cum Tudor întrebe asta? Clar e mai bun și unii o să ziceți Neymar, alții o să spuneți Ronaldinho. Uite, Bogdan zice Neymar, Seduc zice Ronaldinho, Andar Ronaldinho, Robert Ronaldinho, Moldova. V-am zis, părerile sunt împărțite. Totuși, sunt mai mulți cu Ronaldinho. Sunt mai mulți cu Ronaldinho. Hai, 85 ori 5. Și 600 de like-uri, Robertson. Mi-am dat căștile jos și ieșind în cameră. Dublu walkout? Dublu walkout oare? Da! Mamă, ce tare! Ne-au picat ambele benzi laterale din apărarea celor de la Liverpool. Robertson, partea stângă, și Arnold, partea dreaptă. 600 de like-uri. Mamă, tare rău pachetul ăsta. Hai să ieșim. Să ziceți dacă mă vedeți bine. Cred că mă văd. N-am ghinion, fraților. Am mega ghinion din altă... Mamă, ia să spargem în cația înjurată. Am mega ghinion. Nimic din afara camerei. E un cuțu aici. Deschide și el un pachet. La 700 de like-uri. Oooo! Chivas, fratele meu, te pup! Tudor, am fost o fantomă. Păi eu eram, frate. Fantoma Tudor Buțan, care nici măcar fantoma mea n-are norul la pachete, ca să înțelegeți. Da, păi eu. Aoleu, e fără 20, fraților. Stați un pic, e fără 20. Stați un pic. Câte pachete mai avem? 69 de pachete. Hai să vedem dacă terminăm și noi asta. 85, 87. Asta mai am emoții, dar n-am pădat în jumătate. O, te pup, Liviu, uite ce să fac, bine. Ok, Tanjuma, CF, da, Liviu, da, perfect, așa rămâne, îmi dai invite la 8. Ok, hai să vedem pe cine mai adăugăm, și pe Pop. Ok, aici cred că nu bag jucători din primul 11. Hai să băgăm pe Robertson, că tot ne-a picat. Arnold, că tot ne-a picat și el. Hai să vedem pe cine mai adăugăm. Szczęsny, îl adăugăm și pe el. Da, eu sunt fan Ronaldo. Frate. Așa, hai să vedem ce mai băgăm aici. Băgăm așa. O băgăm și pe fata aceea, pentru că era doar 18 ca, sau pot să fac și fără ea oare? Hai să vedem. Nu, cred că trebuie să o bag și pe asta la 100. Unde? Gata. Ăla e, tată. Și mai avem unul.
stat să mai deschidem. Încă am timp să-l fac. Mai deschid 10 pachete și am timp să-l fac pe ultimul. Ăsta cred că e cel mai tare pachet pe care o să-l deschid eu. Nu doar în seara asta, ci și în ultima lună. E tare rău. Ce-i ăsta? A, nimic. Nu poate să fie jucător român ceva. Nu contează. Jean boxează. Jos, jos, jos. Mersi mult, frate. Uite ce comentariu frumos. Tudor e cel mai bun YouTuber din România pe contentul acesta pe care îl faci. Bravo ție, băi băiatule. Mersi mult, frate. Uite, un comentariu chiar foarte frumos și sincer. Apreciez. Când îl vizitez pe Stanciu? Păi o să-l vizităm marți la Madrid, dar vreau să mai merg o dată în Arabia Saudită, așa cum am promis. Sau mă mai gândeam, dar cred că e greu să găsesc hotelul băieților. Hotelul băieților de la Madrid, îl știe cineva oare? E greu oricum, nu cred că are cum să îl știe cineva, că nu postează nimeni. Bun, CM. Bellingham sau Garnacho? Bellingham, chiar dacă sunt fan United, îmi place mai mult Bellingham decât Garnacho. Și e mai bun. Garnacho mai are de crescut un pic până să ajungă la nivelul lui Bellingham. Hai, tat. Liviu, câte pachete ai? Juventus. Nimic aici. Bremer. Ok. Nimic. Aolo, mi se descarcă telefonul. Nu-i nimica. Băi, pe Bremer. Mă, că facem și SBC-ul ăla, dacă tot am zis că le facem pe toate. Îl facem și pe acela. Hai să terminăm. E perfect, Liviu. Terminăm live-ul cu pachetele tale. Acum îl fac și îl deschid, bro. Acum. Te-l bag pe Navas. Îl băgăm și pe Bremer. Haideți acolo cu 1000 de like-uri. Obiectivul de astăzi, 1000 de like-uri. Avem 624 de like-uri. Eu zic că reușim 1000 astăzi. Simt asta. Suntem 400 aproape pe live. Și putem să facem 1000 de like-uri. Ford. Bun. Opa, trebuie rating 85. Trezirea. Trebuie rating mare. Hâț cu lapte, hâț cu vlog, hâț cu bună dimineața. Trezirea. Haide, mă. Stați așa că mai bine dau așa. Să vedem ce jucător de 85 de la Ampă Rudiger. Și cred că-mi trebuie unul mai mare ca și rating. Wolf, nu. Așa. Mersi mult, Eric. Mersi mult de tot. Cât era Botoșan? Până mâine. Ia. L-am făcut. Gata. L-am făcut și pe ăsta. Emoții mari. 88 plus. Toti. Icon. Haideți să vedem. Ce am făcut? M-am uitat să-l fac pe Bremer. Nu-i nimic. Hai. Let's go. Te salut, Eric. Respect, Ronaldo Goat. Hai cu pronosticurile acolo. Ce jucător credeți că o să ne pice? În seara asta nu știu dacă rămân Botoșan sau o să vorbesc cu X-Breaker după live sau mergem la Iași înapoi. Că mâine avem avionul de la Iași. Ronaldinho, zice Andra, că tot am vorbit de el. Hai să vedem. 3, 2, 1 și... Haide, mă! Hai de capul meu. Doamne Dumnezeule, ne-a picat tot. Nu mai zic nimic. Nu mai avem coins, nu mai avem mic. În ultimele speranțe, în cele 67 de pachete rămase. Let's go. Hai cu Bellingham, hai cu Vinicius, hai cu Horatiu. Modric din nou, nu e rău. Luca Modric back to back. Ăsta e semn că va opri la noi.
Ăsta e semn că Luca Modric, mamă, și Nacho în același pachet. M-a ruinat rău. Deci am băgat jumătate de club pentru Lineker, nu vine să cred așa ceva. M-a ruinat rău de tot, pe cuvânt. Skriniar și Carvajal. Jos. Aia e. Mai postează cu Matey, chiar au fost tare rău clipurile filmate cu Matey. Hai cu România aici. Hai cu România. Niciun jucător român. Trecem mai departe. Nu prea m-am mai jucat FIFA Mobile pentru că n-am mai avut timp, dar o să mă mai joc. Că tot plecăm la Madrid, avem timp liber și jucăm acolo. Manchester United. Eriksen, na, oleu. Așa. Și Mace. Ha mă, tată mă, 83 ori 2, încă 60 de pachete. Și teoretic au rămas cele mai bune. Goalkeeper. Eintracht Frankfurt. N-are ce să fie aici, trap. Tare meciul ăla, United-Liverpool, mi-a plăcut și m-am și bucurat, de ce să te mint? M-am și bucurat la el. Victorie United, frumoasă acolo, 4-3. Ale, ale, victorie. Sandra Panos e pe gazon. 87. Hai, te rog, ceva, 90. Bellingham. Spania. CDM. Rodri. Na, Busquets. Când mergi pe Old Trafford? O întrebare bună. Mi-aș dori foarte mult să merg la retururile UEFA Champions League. Meciul dintre Barcelona și Paris Saint-Germain disputat în Spania și meciul dintre Manchester City și Real Madrid, meci la care am fost și anul trecut, dar în semifinală, care se va juca la United. Părerea mea, dacă te duci la un asemenea meci, și sfatul meu pentru cei care vreți să mergeți, dacă tot e o investiție destul de mare. Opa! A, e Griezmann, că a zis cineva de el, cred. Da, Griezmann, a zis cineva de el. Băi, fraților, returul ăla e important. Turul, ok, poate să fie și un mai spectaculos în tur, să se marcheze, nu știu, 3 goluri, habar n-am. Dar returul e momentul decisiv, e ca o finală returul. Unii plâng, alții se bucură, e fix ca o finală. Returul e cel mai tare. La Euro, da, merg la toate meciurile și am mai prins la o semifinală. La a doua semifinală am mai prins. Sau la prima, nici nu știu, la o semifinală am prins. Dar vă dați seama, nici nu știu. Mă gândesc că sper Franța, Portugalia, Spania, Germania, ceva forță. La finală mi-aș dori să merg, dar n-am bilet. Mi-aș dori să merg. Și la finala Champions League și la finala Euro, dar știți că e cel mai greu să ajungi acolo. Și, na, poate cine știe, reușim anul ăsta. Măcar la una dintre ele. Ha mă, tată mă, nu mă dezamăgi. Robertson, ai venit înapoi? Tocmai ce te-am băgat la SBC și ai venit înapoi. Și Sané. Cel mai periculos meci la care ai fost? Băi, zic sincer, cel mai periculos meci la care am fost a fost finala din Anglia, Chelsea-Liverpool. Când a ieșit cu bătaia, ați văzut vlogul, s-au bătut lângă noi, a fost nasol. Chiar a fost nasol rău, ne-au dat cu bere, ne-au făcut varză. Angolo, Angolo, Conte. Maestro Kimpembe. Da, e safe. E safe de pe Viagogo. Da, eu folosesc mai mult în ultima perioadă, sper că pronunț bine, StarHub sau ceva de genul. Caut așa. Sunt mai ok la preț decât Viagogo. Viagogo a ajuns să fie unul dintre cele mai scumpe site-uri de bilete. Mamă, cum se vede camera asta. Haide mă, 84-2. Ultimele 50 au fost 160. Au mai rămas 50. Cele mai bune 50 de pachete din seara asta. Bine! Ne pică Marta! Bă! E top, 100 de K. Win, nu? Cred că cel mai bun card din seara asta. Marta și Rodri. Nu știu ce pachet a fost. Bine rău.
Hai. Like și subscribe la Tudor, mersi bro. Câte like-uri mai avem? Am făcut și noi 650, mergem spre 1000. Că mi s-a închis telefonul. Nu mai am baterie. Câte like-uri avem acolo? Care e cel mai tare meci la care ai fost? Cred că Manchester City, Real Madrid e cel mai tare. 4-0. 664, mamă. Fiți atenți că rămânem cu 666 de like-uri astăzi. Eram sigur, 666. Haideți cu 700, forță acolo. Malcolm. Restul jos. Let's go. Încă 50 de pachete. Ultimele 50 de pachete din această seară. Goalkeeper Bilbao. Nimic. 670, haideți cu 700 de like-uri. 673. Ușor, 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 ușor. Ajungem la 700. Goalkeeper Arsenal. Ramsdale. Ok, jucător de la Arsenal și Gavi. Echipa preferată din Germania este Borussia Dortmund. Deci din Anglia e Manchester United, din Spania e Real Madrid, din Germania e Borussia Dortmund, din România, vă zic sincer, nu am o favorită. Uite, zic Rapid, acum așa că... Na, am zis la început că e vor să câștige titlul, dar îmi plac foarte mult cei de la FCSB. E ciudat că mulți nu mă cred, dar ăsta e adevărul. Chiar nu am o favorită în România, așa... Mai ziceți campionat, mai ziceți campionat. Din Olanda, Ajax, clar. Din Franța, Paris Saint-Germain. Haide-mă. 700 de like-uri s-au făcut deja? Nu cred. Barcelona. Na, bronz. Ne pică bronz. Și Christensen. Ok, Christensen sus. Da, de pe StarHub am luat, să știi. StarHub sunt super ok. Eu am mai multă încredere în StarHub decât în Viagogo. Sincer să fiu. Uite că tot am vorbit de la Dinaur, Trippier, ne pică. Bun. Și Müller. Jos. Din Arabia, Al Nassr. Al Nassr din Arabia. Pe tine nu te mai întreba, Andra, pentru că știu. 44 de pachete rămase, doar pachete bombă. CB. Mi-l dorim pe Bellingham sau Vinicius. Să mergem la ei acasă. Thiago, Ginter, Jorginho. Jos. 684 de like-uri. Haideți cu 700 acolo. 83 ori 3. CB. Ce-ai, Gabriel aici? Este Gabriel care n-a mai picat de 100 de ori. Quixel. Cine câștigă finala Euro? Mi-aș dori Portugalia, dar cred că o să câștige Franța. Mamă, uitați-vă ce pachete urmează să deschidem. Voi vedeți ce pachete avem aici? Astea oricum le dăm skip la ele. O, oh, Renard, nu e rău. Jos. Superliga, băi, sincer, m-aș bucura pentru FCSB să câștige. Au fost constanți, au jucat foarte bine și joacă foarte bine. Hai cu Ronaldo. Na, nu e Ronaldo. Nuno Mendes. Hai de capul meu, hai de capul meu. Atât de greu fi... La Vinicius e clar, e mult mai greu să spice Vinicius. Dar măcar Bellingham. Bellingham. Prime Gold Player. Sunt că 40 au mai rămas. Ultimele 40, dar ați văzut ce pachete avem. Trippier din nou, nu cred. Da, applicate. Unde te pot găsi mâine? Păi nu știu dacă o să fie un Iași sau un Botoșani, încă nu știu. 84x5, ultimele 39 de pachete. Elveția, goalkeeper. Cine mă aici, mă, Zomăr, mă, tată, mă, băi, Zomăre, băi, băi, Sane, băi, Bremer. Nu vă vreau pe voi. Înțelegeți, nu vă vreau pe voi. Îl vreau pe Bellingham. Hai, 83 ori 3. Hai cu un knockout. Anglia. Ce, mă, te rog. Real
Madrid. Bellingham. Bellingham! Bine, tată! După aproape 2 ore de live, iată că Bellingham vine și ne trimite direct la el acasă. Bellingham ne trimite direct la el acasă, la Madrid. Mamă, țineți-vă bine, urmează vloguri nebune rău de tot. Urmează vloguri nebune rău de tot, chiar săptămâna viitoare. Bine, mă, tată, mă, exact. Băi, am zis, pe el mi-l doream cel mai mult și el ne-a picat. Bellingham, Luka Modric. Asta înseamnă 2 clipuri care vor veni garantat săptămâna viitoare. Mergem să vizităm jucătorii de la Real și mergem la Bellingham acasă și la Vinicius, încercăm. Bine-s, Odegaard. Haide, mă, bă, cu un jucător român și live-ul perfect. Un jucător român și live-ul perfect. Haideți acolo și cu 1000 de like-uri. Haide, mă. Hai cu Horatiu. Franța. Sunt. Na, n-are ce să fie aici. N-are ce să fie aici. Mergem mai departe. Mergem mai departe, tată. Hai că mi-a mai revenit inima. M-am mai liniștit și eu un pic, vă zic sincer. 84 plus. Let's go. Haide, mă. CB Roma. Roma. Moldovan. Deci voi ziceți că Moldova va fi următorul, nu? Si. Vreau să știu, am făcut 700 de like-uri sau nu? Endrick. Mi se pare un jucător cu potențial mare. Sper să prindă cât mai multe meciuri și să ajungă mare. Chiar pare un băiat bun. 689. 700 zice cineva. S-au făcut 700? Bă, nu mă păcăliți, că eu nu pot să verific. Nu pot să verific, nu mă păcăliți. 700, respect. Încă 300 am mai rămas. Încă 300 de like-uri. Dacă reușiți 1000, sunteți cei mai tari. 1000 de like-uri. Ăsta a fost obiectivul. E greu, dar nu e imposibil. Uite, 702. Deci mai avem nevoie de 298 de like-uri. Bun. Așa, Thiago Silva și Thiago. Te-am picat 2 Thiago în același pachet. 712, bine, ne ducem bine către 1000. Hai să mai desprind și de aici, din astea gold. Mamă, și am ajuns la 30. Am ajuns la 30. 700. Mamă, zici că e numărătoarea inversă de la Revelion. Până la 1000 așa vreau să numărați. Fiți atenți, până la 1000 vreau să numărați când mai vin like-uri. Dacă se uite, 730. Dar nu mințiți. Nu mințiți că eu mă bucur degeaba aici. Până la 1000 de like-uri așa vreau să mergem. 720, 730, 740 și tot așa. Olanda, Deron. Da, 100% va veni la Real. Haide. S-a uscat și gura. Ok. Mamă, dar eu am rămas singur aici în studio ăsta. Nu mai e nimeni. Mi-e frică, fraților. Un streamer a fost găsit în Botoșani, singur, într-un studio. Și au venit hoții peste el. Greboval. Mamă, ce chef mi-a venit. Băi, de ce era exact, credeți-mă. Mai mult îmi doream să împice Bellingham decât Horatiu Moldovan sau oricare alt jucător. Stați că mai aveam unul gol, să dăm și în el. Oficial au rămas ultimele 30 de pachete. Bă, Hagi, SBC! Hagi la SBC! Hai să-l vedem! Hagi la SBC, fraților! Hagi la SBC! Ia, îl facem direct. Hagi. Hagi la SBC. Unde? Unde e Hagi? Ia uitați-l. Hagi direct. Mamă, ce mișto arată. Uitați-vă cum arată cardul ăsta. 91 Hagi, 90 pace, 89 shooting, 91 passing, 92 dribbling. Mamă, toate atributele. 90 plus, cât de tare arată. Salut, Augustin, te pup! Ce faci, fratelo, cum ești?
735 de like-uri, 741, Luca acolo, numără like-urile, mersi mult Luca. Haideți cu 1000, încă 250 aproape. Let's go! Și cele mai tari pachete acum. Salut Cosmin, sports fan. Haide mă, Barça, mă, Barça, mă, Gündoğan, 86, nu e rău. Nu e rău. Au venit răspunse de la Nasir, nu mi-a răspuns Alex, să zic sincer, nici negativ, nici pozitiv. O să-i mai dau un mesaj, că aș vrea să fac un story cu răspunsul. Așa, 77, ăsta e slab, pachetul ăsta. Pot să-i dau skip direct. Te salut, Patrick, respect Maxim și Aris. 748 de like-uri, let's go. Încă 250 de like-uri. Și îndeplinim obiectivul de la Botoșan. Dacă vreți să fac live din orașul vostru, haideți cu 1000 de live-uri. 1000 de live-uri, doamne. 1000 de like-uri. Sau și cu 1000 de live-uri, de ce nu, doamne ăștia? Aici e Maguire. Ah, nu, 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 nu. Stones. Ok. Restul jos, quick sell. 750, bine! Bun. Rare gold pack. Încă 25 de pachet. Am avut 160. Liviu, poți să-mi dai share play. 1000 de live-uri, da. Poți să-mi dai share play, Liviu. Ok, jos. Hai în vas lui. Venim și acolo. Rare gold pack. Hai, încă 24. Începe numărătoarea inversă. Ultimele 25 de pachete din seara asta, plus pachetele lui Liviu. Bun. Perfect. Sau la de la Brăila, de ce nu, exact. 81-11. Mamă, e special. E Danjuma. Sau? Nu. Nu e Danjuma. Sau? Hai să vedem. Nu! Nu e Danjuma, mamă, bine rău. Și oare dublu walkout? Dar nu că s-a încărcat. Mamă, ce stat sorare jucătorul ăsta. Cred că e scump. 50 de K, nu e rău, nu e rău. Chiar nu e rău deloc. Haideți cu 1000 de like-uri și după aia stabilim următoarea destinație. La 1000 de like-uri stabilim următoarea destinație de unde facem live. Uite, avem 760. Încă 240 de like-uri. Indiferent că sunteți în mașină, acasă, la birou, nu vreau să termin live-ul ăsta până nu facem 1000 de like-uri. Let's go, am încredere în voi. Cât suntem pe live? Eram 320. Cât suntem? Acum, când avem cele mai tari pachete. Deschid și la Liviu după. 83-10 pentru toți cei care au apăsat butonul de like. No! 312 putem, eu zic că putem să facem. Putem să facem 1000 de like-uri. Let's go! Mega pack. Hai să vedem. Nimic. Nimic, fraților, nimic. Bă, da, e bine, e pop. Ne-a picat pop și e și tradable. Salut Mircea, te pup. Mamă, nu știu ce pachet deschid, că numai pachete bombe au rămas. Ultimele 20 de pachete top. CB, Bayer Leverkusen. Tapsoba. 765. Ok, ne apropiem de 800 de like-uri. Salut Cristian, respect și ție, frate, bine ai venit pe live, te pup. Ia să mergem aici. Mega pack. Yo, bună seara, domnul Tudor Buțan. Cum vă e viața, rege? Mersi frumos, frate, pentru întrebare. Totul e ok, sunt cel mai mulțumit. Bellingham, Luca Modric și mergem la Madrid. Mâine seară plecăm la Madrid, se știe. Nu știu dacă zbor direct, că vreau să trec pe acasă, să-mi fac bagajul, zburăm la București prima dată și de la București direct Madrid destinația. Hai să vedem, CB, Olympique Lyon.
774, haideți cu 800 de like-uri. Quixel. Te pup, Mariana, sigur că da, răspund tuturor atunci când văd. Ultimate Pack, ok. Ultimate Pack, n-am mai deschis de mult un Ultimate Pack. Hai să vedem dacă mai sunt bune. Harry Kane? Na. Nu este Harry Kane, este o fată, cred. Așa, exact cum vă spuneam. Sus, sus, jos restul. Mergi la Horatiu sau la Bellingham? Păi și așa aș vrea. Și la Horatiu și la Bellingham. 84-2, încă 15 pachete. E special. Left back. Leipzig. Ok, nu e rău. Avem un inform de la Leipzig. 84, Raum. Bun. 87, pardon. 87, Raum. Nu e rău deloc. Hai mă, 83-10. 83-10, let's go. Portugalia. CM. Bernardo Silva, n-a mai picat odată. Bun, 775 de like-uri, mulțumesc. Eu am zis 1000. Așa, încă 14 pachete. Rare Mega Pack este următorul, let's go. Anglia, goalkeeper. Pope. Nimic aici. Nimic. Quixel restul. Haide-mă, 84-4. Bă, dar nu mai dăm un special, să-mi dea și mie ceva top. Kimmich. Ia uite, doi jucători workout. 780. Eu zic că 800 facem sigur. 800 de like-uri. Hai să deschidem. Rare Gold Pack. Le luăm așa, ultimele 10 pachete. Rare Gold Pack. Nimic. America. Mai departe. Hai să vedem. Următorul. Este. Mega Pack. Acum chiar au mai rămas 10. E bun ăsta. Hai când! Icon, fraților! Icon! Din Mega Pack, Icon! Philip Lam Icon! Nu e rău! Nu e rău! Terminăm live-ul în stil mare! Philip Lam Icon! Din Mega Pack! Și tradable! Excelent! Excelent! 788! Haide-mă, 83x5! Back-to-back special! Cam, na, e fată, Quixel restul. Încă 9 pachete, Rare Mega Pack, haide-mă, te rog. Germania, mamă, numai Germania, ultimii 4 jucători numai din Germania au fost. Chiar mai mulți, ia uite tot Germania. Mamă, nu știu pe care să-l deschid. Ultimate Pack. Hai să dau un Ultimate. Haide-mă. Spania nu sună bine. Când vezi Spania, nu e aia bună. Ok, 83x3. Ultimele 6 pachete de pe contul meu. Arsenal. N-are ce să fie aici. E o fată, stă la stă. A, nu, e Saliba, scuze. E chiar Saliba. Foarte mult, Andra, am văzut că ți-ai schimbat. Foarte frumos. Și acum, ultimele 5 pachete. Tot aceeași fată de la Chelsea. Nuscan, Quixel. Și am făcut și 800 de like-uri, oare? Hai să vedem, pentru cele 800 de like-uri. Încă un knockout, te rog. Te rog, încă un knockout vreau. Cross, să ne-a mai picat odată. Așa. Bun.
La Bistrița a fost top. 800 de like-uri, let's go, încă 200. 84 ori 10. Franța, te rog, striker. E Benzema, Benzema. Și după? Na, nimic. Nimic, tata. Deci mi-a picat jucătoarea de la Chelsea in form, cred că de 6 ori. Ultimele 3 pachete! Hai cu icon-ul! Mamă, deci numai speciali au fost. Ok. Ha, mă, după el, ceva forță. Bine că n-am mai picat jucătoarea de la Chelsea. Avem măcar o altă jucătoare. Koulibaly. Salut, Albert, te pup! Liviu, ești pregătit? Ultimele 2 pachete. Avem 20 de jucători și avem special direct. America, CM. Opa, ok, aceea. Și după? Și după, te rog. Te rog, Salah. Cine e, fraților? Jordi Alba! E top! Jordi Alba! Mamă, ce tare rău e pachetul ăsta. E tare rău tot. Bine rău, Jordi Alba. Chiar mi-l doream, îl luase în loan, ați văzut. Îmi place mult, mult, mult de tot Jordi Alba. Și ultimul pachet de pe contul meu. Special back to back. Bă, dar e altceva. Bă, e altceva. Bă, e de bine sau de rău? E de bine sau de rău? Ți-am dat invite, acum intru. Păi, îmi zic că e de bine una peste alta. Chiar este de bine. Dăm cu XL aici frumos. Și acum, contul lui Liviu, pentru că i-am promis. Mergem frumos acolo. Game base, Liviu, join. Dar, că tot ne apropiem de finalul streamului, ideea e în felul următor. După o zi în care ne-am jucat, ne-am distrat împreună, vă las cu o temă de gândire mai serioasă din partea partenerilor noștri de astăzi de la Vodafone, care, Fundația Vodafone, sprijină femeile din România să se simtă, bineînțeles, în siguranță. Aplicația Bright Sky Tro vine în ajutorul tuturor celor care pot fi victime ale abuzului domestic, indiferent de formă. Așadar, pentru informații și sprijin, în cazul în care cineva cunoscut se confruntă cu violența domestică, Bright Sky Ro este un aliat de încredere. Așadar, în acest moment, vreau să vă arăt și un video. Stați un pic, trebuie să apară undeva aici, despre Fundația Vodafone, care sprijină, bineînțeles, femeile din online și nu numai. Acesta este videoul de prezentare din partea celor de la Vodafone, așa că și voi puteți ajuta în acest caz și bineînțeles să vă implicați pentru protejarea fetelor și femeilor. Hai să vedem. Mergem la Liviu, dăm aici și intrăm frumos, dăm join share play. Așa. Bun. Hai să vedem. Real Madrid fake, exact. Da, e vorba despre abuzul femeilor, nu doar în viața reală, bineînțeles, ci și în mediul online. Vorbim de cyberbullying, care știm cu toții că afectează într-o măsură destul de mare. Și totodată găsiți mai multe informații în linkul din descriere, fundațiavodafone.ro/brightsky. Și acolo puteți intra să vă uitați. Hai să vedem. Ultimele pachete din această seară, fraților. Muuu, Costiș direct. Bine, Ștefan. Uite, ne pregătim ușor, ușor de final. Ultimele 7 pachete din această seară. Live făcut direct de aici, de la Botoșani. Împreună cu toată lumea prezentă pe live. Hai să vedem. Hai să terminăm live-ul ăsta în stil mare, cu un jucător român, cu Vinicius, cu ceva top. Cam, uite, Real Madrid. Îmi dau seama, sunt jucători și copii talentați în toate orașele din România, sunt convins de asta. De asta v-am zis că urmează un video pe canal în care am provocat un abonat din fiecare oraș. Și a fost bătălia orașelor, urmează video mâine, mare atenție! Încă o dată mulțumim celor de la Allspice pentru donația
făcută mai devreme, 25 de membri împreună cu Mălina acolo, către Lexa, căruia îi dorim multă sănătate și să se facă bine cât mai repede. Și plus de asta avem Gaming Marathon din nou, mereu prezent împreună cu cei de la Gaming Marathon. Hai, ultimele 5 pachete pentru Albert, Iulia, Luca, Raul, Darius, Mariana, Andrei, Andreea, Georgescu, Iulia, Albert, Dragoș, Daniel, Florin Necula și așa mai departe. Vă mulțumesc tuturor celor care ați stat cu mine în această seară, timp de 2 ore și ceva, obiectiv îndeplinit, ne pică Bellingham, jucătorul pe care ni l-am dorit și asta înseamnă că mâine seară plecăm la Madrid pentru o super nebunie, Horațiu Moldovan, meciul dintre România și Columbia, jucătorii de la Atletico Madrid, poate dacă ne vedem cu Horațiu Moldovan, Andrei Rațiu, Bellingham, Luca Modri, jucătorii de la Real, se anunță content nebun din Madrid, așa că rămâneți cu ochii pe canal și hai să terminăm și noi în stil mare. Hai să terminăm în stil mare cu un pachet. Of. Câte mai avem? 3, ultimele 3. Hai să le luăm așa, 1, 2, 3. Te salut, Iulia, vă pup pe toți, seară frumoasă. Ia uite, Luca Modric, v-am zis. Am început cu el, terminăm cu el, Luca Modric. El ne-a trimis la Madrid. El ne pune acum să ne luăm și biletele totodată către Madrid. Hai, 83 ori 5, următorul. Anglia, nu pot să cred. Mamă, cum era să fie Luca Modric și Bellingham acum la final, încă o dată. Back to back, de două ori fiecare. Așa, Brand. Perfect. Și ultimul pachet pentru toată lumea care încă este prezentă pe live. Vă mulțumesc mult tuturor. Spania. Bayer Leverkusen. Nici măcar walkout în pachetul ăsta? Incredibil. Gulaș. Ți-i las aici. Ți-i las aici. Fraților, cam atât cu live-ul de astăzi. Fug repede deoarece tocmai am fost anunțat de Xbreaker că mergem la Iași în seara asta și că mâine, știam că vom pleca de la Iași, dar am zis că rămânem și noi în seara asta la Botoșani, dar o luăm direct către Iași. Vă mulțumesc mult tuturor celor care ați fost prezenți pe live. Încă o dată, Liviu, Daniel, Ionuț, Andra, Iulia, Robert, Florin, v-am pupat pe toți, aveți grijă de voi. Până data viitoare, am fost Tudor și v-am pupat. Ciao!